Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din Plants vs. Zombies. Hai să sărim direct în aventură, să mai continuăm aici cu aventura, mai avem puțin. Și terminăm cu piscina, ceea ce ne bucură. Ia să vedem. Vine un de-asta care bătătorește și e cu căciulă în cap. Aha, deci avem de-ăștia puternici, de-ăștia, ne trebuie de-asta și de-asta. Ne trebuie o frunză de nufăr și economie. După care ne trebuie niște foc. Ok, avem niște apărătoare, o mini panică și o panică ceva mai mare. Nu? Așa. Hai să vedem cum o fi așa. N-am uitat nimica. Ok, let's rock! Grebla, e bine de știu că avem grebla. Trebuie să nu uităm să ne... stai că era să fac greșeala. Să nu uităm tot timpul să ne împrospătăm grebla. Tâng și tâng și încă o floare soarelui. Bun. Așa. Hai să revedem dacă reușim să ne punem 8 floricele până la primul atac. Poate reușim 8 floricele până la primul atac. Tu ai căzut. Ok. Hai, a cincea. Ok. Așa. Pam. Și încă o floare. 6. Așa. Încă o floricică. Unde ești? Aici. Folosim aceeași strategie de data trecută, care va speria puțin. Așa. Punem o floricică aici și un dovlecel. Bun. Și acum direct cu atacul. Și stăm foarte bine. Uite, deja putem să mai punem niște economie. Ăla vine. Și ăla vine puternic. Dar avem o economie destul de bună pusă pe picioare, încât putem să trecem direct la atacantul nostru puternic. Așa. Și acum tu vii aici, mai băgăm o economie. Și ăsta n-are nicio șansă. Așa. Pam. Și pam. Super! Am scăpat cu un rând. Hai, iei și capul. Nu mânca. Bun, așa. Asta e că era să fac o prostioară. Mai bine atacăm aici. Nu, mai bine atacăm aici. Ok. Hai tu cu tine aici, așa. Așa. Și încă un soare acesta. Bun. Acum, putem să atacăm și pe apă, vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Toate-s bune, toate-s frumoase. Hai cu atacul pe apă aici. Să vedem ce-o fi. Exact, l-am pus foarte, foarte bine, fiindcă pe partea de sus a apei vine ăla cu conul. Ne pregătim cu o frunză. Și mai am nevoie de ăsta. Gata, hai. La atac. Cu anitra la atac. Și acum o să vină un val, care pe mine nu mă sperie foarte tare. Întrebarea mea este... unde să pun... să pun atacant sau să pun Torchwood? Și cred că pun mai degrabă mai bine Torchwood. Uite, pun unul aici. Hai, nu mânca acolo, că nu-i bun. Bun, așa. Hai că am gândit-o bine. Am gândit-o relativ bine. Acum, pe tine aici. Ok. Tung. Torchwood aici. Pe partea de jos suntem relativ bine puși la punct. Ăsta se încarcă repede. Ăsta cred că se încarcă mai repede Torchwood-ul decât Repeater-ul. Pe apă. Cum stăm noi pe apă? Binișor. Binișor aș putea spune. Aș putea spune că stau destul de binișor. Cu ăsta și cu ăsta mai băgăm aici un atacant. Ăla face față acolo. Ok. Pe apă n-aș vrea să-mi bag direct Torchwood, buștenii veseli, fiindcă
Da, e puțin mai complicat pe apă. Mai ies unii de subteran, de subacvatic mai degrabă decât de subteran. Ok. Alea-s bune. Perfect. Nu-mi fac griji nicăieri. Acum aș putea dubla damage-ul aici. Așa. Și treptat să mergem și pe apă cu dublu damage, cu quadruplu damage. Nu, te văd. Stai acolo la tine acasă. Așa. Ia uite ce dansează asta. Ok. De ăla nu mai știu ce să mai fac. Decât să pun unul de ăsta aici. Și sperăm că... Mai sper sau... Zic că explodez. Gata, hai. Mai supărat rău de tot. Întărim acum atacul aici jos de tot. Să știm o treabă. Cred că următoarea chestie voi... Hai, du-te gheață, du-te. Am aici niște gheață de care nu mai scap acum mult timp. Ok, așa și tu aici. Bun, hai că stăm bine. Vine valul 2. O panică, o mini-panică o avem încărcată. Ia stai mă, tu nu făceai aici treabă bună? Ba da, făceai foarte bine. Bravo! Deci și cuiele acelea putem să le folosim strategic. Am zis că punem aici un foc, în primul și în primul rând. Bun. Aia. Și acum strângem pentru repeatere. Pe unul băgăm... Aici. Așa. Și rândul 5 acum este puțin mai vulnerabil, dar nu face nimica. Suntem ok conștienți, suntem încântați de cum o ducem. Știm că rândul 5 e mai vulnerabil, dar îl lăsăm momentan așa. Să bazăm puțin apa. Cuie, te văd, te aud. Nu! Of. Aia e. Dar cred că îl făceam oricum din armă. Ia, hai că îl fac din armă. Așa, se îndoie, scoate fum și explodează. Bun. Luăm toți sorii ăștia. Hai și pe rândul 5. Dar pe rândul 5 avem deja cuie. Cuiele s-au încărcat. Bun, deci când auzim motorul, băgăm cuie și încercăm să nu mai dăm pe lângă. Acum, tu pe apă. Așa. Și... Ce, doar atât? Gata? Ha, păi l-am făcut bucățele. Așa, hai, repede. Tu aici, așa. Ăștia pică. Nici măcar nu ating buștenii. Pe partea de sus, pe partea de jos, mai puțin pe apă. Ei, 250. E bun și 250. Am primit 250, ne bucurăm. Hai să vedem următorul nivel. Aha, deci l-avem și pe ăsta cu găleta. Și uite, acum nu mai mă bucur atât de tare ce-mi dă Dave. Crazy Dave mi-a dat chestii mult mai bune de a trecută. Greblam? Trebuie să-mi iau o greblă. Bun, acum. Nu fără soare, atac. Foc. Pam și pam. Și ce aveam eu de la trecută în plus de mă bucura? Aveam eu ceva. Ce aveam? Aveam pepenele pe care nu le-am folosit. Și m-ar fi bucurat dovleacul. Mi-am ales eu dovleacul, dar nici pe acela nu l-am folosit. Ok, let's rock. Hai că îl facem și pe ăsta ca la școală. E ușor. Un soare. Și încă un soare de la Mademoiselle, că tocmai am plantat-o. Așa, bun, al doilea. E foarte, foarte bună strategia cu dovlecelul. Grebla își face treaba, după aia dovlecelul. Și ajungem la 8 floricele până la primul atacant. Ok, tu ai picat. Super! Deja nu mi se... Te văd. Stai cu minte acolo, că te văd. Bun. 5 floricele de soare.
6 floricele de soare. O să am nevoie de 250 de soare la următoarea acțiune puternică. Așa. Ok. Hai să te pun pe tine aici. Momentan. Ca să știm o trebuță și tu vii aici. Bun. Și acum avem un venit stabil. Hai, vină încoa. Avem un venit stabil pe care ne putem baza. Și putem să... Nu e bine că e deja cu con. Încă 2 sori. Încă 2 sori. Dacă reușesc să fac 2 sori până pe aici... Hai, gata. Am reușit. Deja nici nu mă mai... Încă un soare, te rog. Uite-l. Așa. Și avem 10 floricele de soare. Idealul nostru este 12. Îl văd și pe ăla, nu-i problemă. Ăia sunt ok. Ok. Hai tu aici așa. Tu vii aici. Tu vii așa. Gata, hai. Stăm foarte bine. Mai trebuie sus și după aia ne axăm pe apă. Același lucru. Bun. Hai și sus. Ce era cât pe să-l pun greșit. M-am speriat. Jos. Floare la ureche. Așa, și aici. Tu, pe apă. Și încă o dată tu. Și încă un atacant. Ah, l-am pus greșit. Nu face nimica. Strângem noi banii până atunci. De unul de aici, unul de aici. Facem o mică chetă. Și încă unul. Super. Acum, punem buștenii ca în nivelul anterior. Numai că de data asta o să avem foarte mulți din aia cu găleata. Și trebuie să avem grijă să... Punem un buștean aici. Ok. Tam și buștean aici. Nu știu pe unde va veni. 4 valuri! 4 valuri puternice! De ce nu mi-ați zis nimic? 4 valuri puternice. Ok. Așa. Hai cu buștenul aici. Ca să se încarce. Să pot să-l folosesc. Pe apă vine vreun pericol foarte, foarte mare? Nu, momentan nu. Ok, pe uscat. N-a venit nicio găleată. Uite bănuțul. Așa, mai punem un buștean. Și stăm foarte, foarte bine. Acum, uite, luăm și bănuțul ăsta. Punem aici un nufăr. Ca să pregătim ultimul buștean. Și după aia baricadăm totul. Pe tine. Nu-i bine. Nu-i bine. Ia vino și mănâncă tu din asta puțin. Și dă-i cu capul. Așa. Pam. Așa. Am rezolvat-o și acolo. Aceeași problemă și pe rândul 2 din apă. Hai că deja am prea mulți bani. Punem unul aici. Ok. Și pe apă, acum vreau să... Nu. Te văd. Îl văd. Hai să vedem dacă reușim să-l doborâm. Până să ajungă la buștean. Da, am reușit. Același lucru vom face și pe apă. Bun. Hai și aici tu. Ok. Nu mânca din frunza aia, nu-i bună. Capul. Bun, este. A supraviețuit și frunza. Hai și tu aici. Opa, pericol. Repede soare. Tu aici. Bun. Și acum vine un val puternic. Credem că ăla a fost valul puternic. Bun, cuie. Așa. Toate sunt bune și frumoase. Încă un soare aici. Hai să băgăm o mini panică din asta așa. Bun. Încă niște frunze pe apă. Pisicuțele alea sunt frumoase, dar sunt parcă prea... prea încete.
Ia, vină încoa. Cum scap de ăla de sus? Cum fac eu asta? Nu m-a lăsat. Ba da, cred că m-a lăsat și cred că de fapt cu cuiele l-am distrus. Așa. Hai voi aici. Îi iau gheața acum și vin puternici. Hai, nu mânca acolo, te rog. Așa. Așa și aici. Voi. Bun, pe sus stăm ok. E totul în regulă. Nu prea. Punem niște cuie aici. Bun. A fost puțin cam intens. Acum, unde mai e pericol? Ce mănânci? A, e bine, ok, mănâncă tu acolo, că nu-i ok. Nu-i problemă, așa. Aici. Și acum stăm foarte bine pe apă. Stăm foarte, foarte bine. Hai să ne gândim unde... A, vin ăștia cu cuiele lor cu tot. Gata, am pus cuie. Acum, atacanți, mi-ar trebui pe rândul 5. Și pun chiar acum. Și pun și cuie. Ok, așa. Și am o mini panică pentru o eventuală a treia mașină care vine acum. Bun. De fapt, pe rândul 1 puteam să o las. Că bănesc că ar fi făcut față. Ok, așa. Scafandrii. Atac. Ia, face față. Hai, dă-i. Ok, deci aduce ceva gheață. Nu aduce multe, dar aduce ceva și cred că acolo cât a adus el... Hai, vină cu a. Cu cuiele. Așa. Am umplut totul. Bun, perfect. Și urmează valul 4. Valul puternic numărul 4. Stai să pun niște cuie, mai bine. Ah, am și cireșica. N-am folosit cireșica deloc. Ia să strâng eu pentru cireșica. Am o cireșică. Așa. Super. Ia, cireșica. Cireșel vine și cere. Nu lua acolo, că nu-i bun. Ah, mi-a luat... Ok. Ia veniți voi. Unde să mai vii? Unde să mai vii? Unde să mai vii? Na. Da, o să pice ăla. Ah, gata. Yay! Încă 250. Super! Bravo! Că l-am făcut și pe ăsta. Și urmează delfini. Și în rest nimica, decât delfin, nu? Super! E o banalitate, o nimica toată. Dar, dragilor, asta eventual poate în episodul următor. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Din niște motive tehnice foarte, foarte mici, dar totuși există, astăzi vor fi două episoade de Plants vs. Zombies. Nu vom avea nici azi Minecraft cu AFG. Există o mică problemă tehnică, dar de luni în continuare cu Minecraft și acum vă las încă puțin și ne vedem în următorul episod mintenaș cu Plants vs. Zombies. Pa, pa!